Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, în 2014, și-a desfășurat activitatea cu echipamente vechi și neperformante. Și calitatea aerului ar trebui pusă sub semnul întrebării dacă se ține cont de aparatura tehnică de specialitate cu care lucrează angajații APM. Din motive tehnice, stația de tip industrial din Burdujeni a fost oprită temporar în ianuarie 2014. În ceea ce privește calitatea aerului în județul Suceava, așa cum știm, există un sistem automat de monitorizare a calității aerului. În județul Suceava există 4 stații automate de monitorizare. 2 sunt în municipiul Suceava, o stație este pentru zonă rezidențială în zona Colegiului Național Mihai Eminescu, amplasată. Una este pentru zonă industrială, amplasată în cartierul Burdujeni, pentru a vedea influența zonei industriale asupra cea mai rămas din ea, mai mult termică, care e zona industrială, acum e comercială a Sucevei, pentru a vedea asupra influența zonei industriale asupra cartierului, în zona Burdujeni. Una este de trafic la Siret, la intrarea în țară, trafic rutier, acolo este un trafic și internațional și local, și una este de fond regional amplasată la Poiana Stampei. Astfel, probe se iau în 3 din cele 4 stații de monitorizare din județ, aparținând rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, respectiv în cele din Suceava, Siret și Poiana Stampei. APM Suceava monitorizează de asemenea calitatea precipitațiilor, radioactivitatea mediului, precum și nivelul zgomotului urban. În 2014, la APM s-au efectuat și alte analize de laborator, respectiv pe probe de ape uzate și subterane, sol, levigate din deșeuri, cât și pulberi totale în suspensie. Conform directorului executiv APM Iluță Cocriș, în 2014 nu s-au înregistrat poluări care să depășească limitele acceptate. Recent noi am încheiat elaborarea raportului privind starea mediului pentru anul 2014, care se află deja postat pe site-ul Agenției pentru Protecția Mediului. Din analiza datelor de calitate a aerului obținute la aceste stații, nu s-au înregistrat în anul 2014 depășiri ale limitelor normale, reglementate, ale unor indicatori urmăriți. Și aceștia sunt dioxid de azot, dioxid de sulf, pulberi în suspensie, fracția PM10, la care cu anii urmă am avut probleme și în municipiul Suceava a existat deja un program de gestionare a calității aerului la acest indicator. Deci, calitatea aerului în județ, urmărite prin aceste stații, se încadrează în limitele normale. Acum, problema este că acestea sunt amplasate, așa cum am spus, și sunt reprezentative pentru o anumită zonă. În cazuri punctuale, când apar probleme de poluări accidentale, să zicem, ale calității aerului, Agenția pentru Protecția Mediului nu dispune de un autolaborator mobil pentru controlul calității aerului, care ar trebui deplasat operativ în zonele unde se sesizează probleme și efectuate analize. Am avut unul care are o vechime de peste 15 ani cam, și care este în fază de casare. Am făcut acum vreo 2 ani o intervenție prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență la Ministerul Mediului pentru a ni se aloca fonduri pentru achiziționarea unui astfel de autolaborator mobil care poate fi utilizat în diferitele situații care se impun. Ori, până în prezent, nu am primit aceste fonduri și așteptăm cu speranță că poate le vom primi. Ele sunt foarte necesare, numai aceste stații 4 într-un județ de mărimea Sucevei nu pot să reflecte calitatea aerului în anumite zone unde sunt activități industriale, cum e zona Rădăuți Dornești sau zona Slobozia sau alte zone unde ar putea apare fenomene de poluare a aerului. Dacă se ține cont de tehnologia de evaluare de lucru, nu se știe dacă au fost depășiri la anumiți componenți ai aerului.